Începe procesul de umplere a instalațiilor cu apă, astfel că reprezentanții Termocalor Confort au următorul anunț pentru piteșteni. Începând cu 2 octombrie, orele 8, o să începem umplerea instalațiilor de încălzire în orașul Pitești, gradual pe puncte termice și pe blocuri. Am rugat populația Piteștiului, dacă nu au terminat încă toate lucrările care le-au făcut prin casă, eu știu, spălarea caloriferelor, montarea altor calorifere, modificarea instalației, să încerce astăzi să termine toate aceste lucrări, astfel evitându-se pericolul ca mâine să fie inundate apartamente. De asemenea, am rugat și toți proprietarii de apartamente care s-au deconectat în această vară să fie totuși prezenți acasă sau cineva să fie prezent acasă pentru a putea verifica dacă cumva toate sudurile sau doape sau ce s-au pus la fiecare pentru blindarea coloanelor să țină să nu existe pericolul de inundații în fiecare apartament. În cazul în care, Doamne ferește, o instalație curge sau iese apă într-un apartament, să sune rapid la dispecerat, să spună exact zona în care sunt și dispeceratul, cu ajutorul foghiștilor de la fiecare punct termic, va opri instalația în blocul respectiv, va goli instalația și se vor putea face orice remediere. Deci, reamintesc, mâine, începând cu, deci 2 octombrie, începând cu orele 8, vom umple instalațiile și vom face probele de presiune și de etanșeizare, tocmai pentru a putea fi gata în orice moment să pornim în furnizarea energiei termice. Societatea va fi în scurt timp pregătită să furnizeze agent termic pentru încălzire, date fiind temperaturile reduse anunțate pentru perioada următoare.